Mă pot balansa cu ăsta, nică mă pot. Hintă. Doamne, nu pot să cred că este o hintă în jocul ăsta. Damn. O să fie destul de greu până iau toate sfarmăfălcile. Bă, m-am străcat de capul de cedi. Până iau Scooby Snacks-urile. Ei, neața, dragilor, sunt Victor și bine v-am regăsit la un nou video, nouă serie cu jocuri de ale copilăriei pe care eu, sincer, nu le-am jucat, dar sunt privilegiat să le joc împreună cu voi și să ne bucurăm alături de cele mai faine momente, de data asta în prezența lui Scooby-Doo și noaptea celor 100 de sperieturi, dragilor, se anunță a fi un joc genial, nu l-am jucat niciodată, deci, da, vă rog, nu aruncați cu ouă și roșii în mine, dar da, o să-l jucăm împreună și o să ne distrăm de minune și o să ne speriem de asemenea, sper foarte tare. Și da, înainte să începem, vă rog frumos, nu uitați să vă abonați la canal, să speriați foarte tare butonul de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare dinghi bum când mai așa alte videouri, mult frumos. Și haide să începem și seria asta genială cu Scooby-Doo, The Night of 100 Frights sau Scooby-Doo și noaptea celor 100 de sperieturi, dragilor. Suntem în meniu și eu zic că putem să-i dăm bătaie să vedem cum putem rezolva și misterul ăsta. Hai să începem, dragilor, să vedem care e faza. Avem un meniu foarte sofisticat. Cred că suntem, da, suntem în mașina misterelor și avem o grămadă de chestii, materiale promo, cred că asta nu mai are nicio relevanță, fiindcă jocul e destul de vechi. Și, dragilor, avem o cutie cu Scooby Snacks-uri pe etajeră sau pe aparatul ăla de sus. Damn, ce tare! No, bun, hai să vedem ce avem în opțiuni rapid. Avem sunetul care poate fi mono sau stereo. Doamne, ce tare! Doamne, cum s-o gândit atunci la funcțiile astea în joc? Avem și modul de vibrare care trebuie să-l pun pe off, fiindcă cum pun pe off? Așa, perfect. Bun, și mai avem muzica care e la maxim, fiindcă e genială, dragilor, cum îi place Scooby-Doo. No, bun, și la efectele de sunet și astea ar trebui să fie la maxim, da. Aici cumva, 8-a, 4-a, ai de capul meu, e data reală, nu se poate. Uau, ce tare, dragilor, avem în meniu data reală din lumea reală. No, bine, dragilor, nu mai pierdem vremea, haideți să dăm new game, care e misiunea de azi oare? The Mystery Machine. Partea 1. No, bun. Să vedem ce-o fi și cu asta. Uaa, dragilor, mașina misterelor. Da. Da, mâncare de... Nu mâncare de mare, doamne. Fructe de mare. Nu. Nu. Iară vorbit despre mâncare. Doamne, cum arată Fred mor. What? Avem un mister. My friend Holly says there's strange goings on up here at her family home. Mie nu-mi place că râde cineva pe fundal. What? Uai, cum mi s-a făcut la Shaggy păr umor. Da, de ce tare. Look, there she is now. Cine e asta? Am crezut că e fantomă. Ok, atunci. Hey, Holly. Holly. Hey, Daphne. I'm so glad you can make it. And you must be Freddy, Velma, yep. Shaggy and Scooby-Doo. Wow, the whole gang. Și pe mine de ce nu m-a prezentat? Bro. Nicum să deschid ferestrele singure, mor. Iui. Really? Ce s-a întâmplat? It's my uncle, the famous inventor, Professor Alexander Graham. He was just about to unveil Alexander some new top Graham. Secret invention what? When he disappeared without a trace. Oh, dispărut Professor Graham. What? No one saw him leave Mystic Manor, and no one will help me search the premises. I was the premises, don't tell me. Because it's haunted, right? Yeah, Shaggy. How do evident. You know? Evident că-i bântuită casa. Haunted. What? Cine te râde pe fundal? Don't worry, Holly. We'll help you look around. You said it, Daphne. We're not afraid. Right, gang? Nu ne temem deloc. No, bine, hai să începem. Destulă vorbărie. Sigur n-o să vină fantome nici în mașina misterelor. What? Nu. Okay, you scaredy cats. Stay here if you want. Come on, guys. See you later. What? Ne-au lăsat afară singuri. Nu. Ruby snacks. Da, Scooby snacks-uri, evident.
Doamne, cine te râde pe fundal, râsul ăla din Hollywood? Mi, dragilor, Scooby Snacks-uri! Nu, tate sa mele! What? Scooby Snacky? Wait! Gee, Scoob, it's not like they got your name all over them. Well, actually, they do. Mor, ce glume! Ce-i aia? O picat Shaggy într-o capcană. Aoleu, rămas Scooby singur. Ok, dragilor, am rămas singur și trebuie să facem ceva. Doamne, ce fain să mișcă și jocul ăsta. La 60 de cadre pe secundă am reușit să-l fac ca și Kids Next Door sau Edit și Eddie. Dar da, ce trebuie să facem noi? Îi să-l salvăm pe unchiu. Nu pe unchiu, doamne, pe profesorul ăla. Hai să mâncăm toate, cum ne zice, toate Scooby Snacks-urile de aici din zonă. Poate o să se deschidă ceva și o să avem șansă să facem altceva. Nică, ne trebuie o cheie. Nu ne trebuie nici o cheie, doamne, și nu se întoarce camera numai dacă mă duc cu Scooby într-o direcție anume. What Monster Gallery? Nu mergem acolo. Înainte trebuie să mâncăm toate Scooby Snacks-urile de lângă casă, dragilor. Ce e asta? Ce e asta? Mystery Machine Warp Gate. Na, ne transformăm, ne teleportăm. Ce-i floricica asta? Deci floricica... What? E stele din... Ba nu, că din mine e stele. No, bine, dragilor, nu mai pierdem vremea. Hai să mâncăm toate sfarmă... Doamne, m-am blocat pe sfarmă fălci. Trebuie să mâncăm toate Scooby Snacks-urile. Nu putem ieși, nu, că pe aici am venit. Ok, asta e mașina misterelor. Îs... Cum fug? Cum fug? Ni, dragilor, că fugim. Doamne, ce tare, fugim cu Scooby. Easy, easy, easy. De ce nu poate fugi? Face drift. Am găsit, dragilor, fără să... What? Acum văd că e ok și un... Un indiciu. No, bun. Indiciul ăsta ce face? Haunted maze. Haunted edge maze. No, bine. The keys to high to reach without the spring's invention. Deci ne trebuie o invenție ca să ajungem la... La cheia aia. No! Dar stai că poate... Dacă urc mai sus și... Dacă urc... Nu. N-avem nicio șansă. No, bine. Ne trebuie o invenție ca să putem... Da. Ne trebuie cheia ca să putem intra acolo și ca să ne trebuiască cheia trebuie să găsim o invenție. No, ce încurcătură! Uite, dragilor, niște, doamne, tot îmi vine să le zic sfarmă fălci, Scooby Snacks-uri Victor, revinoți! De ce nu se-mi poate întorce camera? Uite, încă! What, păstea, nu le-am luat deja? Se pare că nu. No, bun, dragilor, oare ce face mașina misterilor dacă iau? Ni, memory card slot 1. No, bine, să vedem ce se întâmplă. Doamne, dă să... crape jocul. No, bine, save game. A, deci aici salvăm jocul. No, bun. Deci, pe mașina misterelor salvăm jocul și ar trebui să fie chiar ok. No, bun. Unde mergem acum? Mystic Playground. Oare aici? Oare unde trebuie să mergem prima dată? Damn. La mașina misterelor, e. Dacă mergem la mașina misterelor, ce se întâmplă? Nimic. Nimic. What? Unde se poate intra? Aici nu putem. Cum fug? Așa fug. No, bun. Hai să intrăm aici, dragilor, prima dată să vedem. The Mystery Machine, partea a doua. Asta am vrut. Asta am vrut. No, bun. Ce e aici? Cine e ăsta? Cine-i, bro? Hello, Scooby, I will give you some types of... Ok. Make tracks. Ok. Jump. No, bun. Cum fug? Așa. Look for more clues. Ok, deci să... Trebuie să găsim o grămadă de indicii, adică lupe din astea. No, bun. No problemo. O să găsesc toate lupele. Damn, ce fain e și muzica. Ce face lupa asta? Mm-hmm. Ok, deci o să ne întrebească un anumit număr de Scooby Snacks-uri ca să putem deschide ușile. Ok, asta ce face? Sunt o grămadă de monștri pe toată lumea. Ok. No, bun. Și trebuie să ne facem viața mâncând sandwich-uri. Ok. Pretty fun. Și aici, ăsta ce fac? What? Ok, deci platformele astea o să pice dacă stau prea mult pe ele. Nu mai spune. Monster token you can... What? Ok, deci trebuie să găsim ceva token. What? Cum s-ar... A, asta trebuie să fac. Ok, deci nu putem sta foarte mult pe platformele alea. Nu. Nu. Și nu o să se mai... Aoleu, dragilor, trebuia să o iau aia. Nu, am ratat-o. Mă pot balansa cu ăsta? Nică mă pot. Hintă. Doamne, nu pot să cred că este o hintă în jocul ăsta. Damn. Încă una.
Încă una, easy. Nică s-au făcut platformele alea la loc. Noi să mergem să luăm bănuțul ăla sau ce îi. O făcut Scooby ca și Tarzan, pe bune. No, no, bine, acum trebuie să așteptăm să se facă la loc iar asta. Bun, s-a făcut la loc și hai să mergem să mai încercăm o dată să iau tot. Nu, 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 nu. No, bun, încă o dată și acum. Asta-i, asta-i. Am luat, dragilor, ăla. Am picat, ăla nu trebuie să-l iau, ce-i ăla? Monster Token. Oare ăla trebuie să-l iau? Hai să vedem înainte de a mai merge o dată până acolo. Ne-o trambulină, what? Și în capătul ăsta la ce îi? Nu, stai un pic. S-o făcut la loc ălea. Auzi că fantomele nu-l iubesc pe dânsul, ok. That black sticky poop. Goop, domnule, am citit poop. What? Very sticky. Ok, deci dacă ne băgăm în asta, o să... No, bine, nu putem face nimic. Cum ies? Cum ies? Din chestia sticky. Trebuie să urc pe... Nu. No, bine, trebuie să mă sui pe... No, nu mă pot. Cum mă urc? Ah, era o trambulină aici. Na, bun. Exact. Scooby are dreptate. Ni, dragilor, ne putem balansa. What? Doamne, ce ciudat e. Dar eu nu înțeleg ce-i toc... Ăla e un elicopter sau o muscă? Îi un... Doamne ferești, dar trebuie să le luăm toate ca să putem debloca și următoarea misiune, cred că care o să o facem în video următor, dragilor, astăzi facem chestia de aici. Ce? What? No, eu nu le pot lua toate, no. Ok, trebuie să le luăm toate, fiindcă după aia nu putem debloca tot. Ok, mai era una, mai era una. Mă. Nu. Nu, no, bine, nu-l mai au ăla. Dă-i pace. Ok, și... No, dar cum? Nu mă pot sui după chestia aia. Trebuie să-mi iau sandwich-ul ăla. L-am luat. O, trebuie doar să mă duc pe margine. Și eu cred că aș putea încerca să mai iau și Scooby Snacks-ul ăla care a rămas. Dar n-ai cum să-l iei ăla. Efectiv, n-ai cum. Ai, ai, dragilor, am luat și ultimul Scooby Snacks. Hai să vedem dacă putem să luăm și tokenul ăla. Ar trebui. Fiindcă cine știe ce face tokenul. No, bine, iară, trebuie să aștept să... Aoleo. Ok. Încă una. Încă una. Și cum trebuie să fac? Ce trebuie să fac cu ăla? No, bine, dragilor, nu mai pierdem vreme. Hai să mergem să luăm mașina misterelor să salvăm jocul. Ok. What? Cum salvez aici? Override. Nu-mi place că fac override, dar ăla e. No, bun, cred că am adunat tot ce s-o putut de aici. Cum ies de aici? Ni, dragilor, am uitat să intrăm în... Aoleo, ce fain, am uitat să intrăm în patinoar. No, bine, o să fie destul de greu până iau toate sfarmăfălcile. Bă, m-am străcat de cap cu Ed, Eddy. Până iau Scooby Snacks-urile. Cine tot râde pe fundal și eu mă dau cu hinta? No. Aoleo! No. Am luat sfarmăfălci. M-am întâmpit de cap. Am luat toate Scooby Snacks-urile, dragilor. Cum? Ce să... Cum ies de aici? Cum ies de aici, bro? Pe aici oare? Enter. Intrăm în ieșire. Mor. Deci asta e partea 1. Și am terminat 118. Cred că mai trebuia să găsesc vreo 2. Dar efectiv nu le-am văzut. Or fi pe aici, pe undeva oare? No, bine, dragilor, trebuie să ne întoarcem să luăm tokenul ăla, căci că se poate lua, dar eu nu l-am putut lua. Apoi eu nu mai înțeleg nimic. What? Ce trebuie să... No, uită-l. Dar cum îl iau? Ce trebuie să fac? Noi să mai încercăm o dată. Mhm. Asta-i. Asta-i. Și asta-i. Asta-i, dragilor, am luat și tokenul pentru fantome. Doamne, cât m-am chinuit. Și luăm și, cum îi zice, nu ne mai trebuie sandwich-uri, no, bine, n-am crezut că Scooby se va sătura vreodată de mâncare, dar e ok. Nu mai trebuie să iau și alte Scooby Snacks-uri. Mă enervează că nu se întoarce camera, dar îi ok și așa. Aici nu mai cred că este nimic. Nu, nu, nu mai e nimic. Am luat, dragilor, toate Scooby Snacks-urile, să mă obișnuiesc să zic Scooby Snacks-uri. Și ne putem întoarce să continuăm. Nu știu ce trebuie să continuăm. Ok, dragilor, deci se pare că 118 Scooby Snacks-uri le-am strâns pe toate și acum salvăm chestia.
Am zis că salvăm chestia din nou. Yes. Ok? Da, dragilor, astăzi am făcut doar începutul, iar în videoul următor o să îndrăznim să ne băgăm în casa asta bântuită, dragilor. O să fie genial și da, sper că v-a plăcut prima misiune, introducerea în acest mister cu Scooby-Doo și noaptea celor 100 de sperieturi. Dacă v-a plăcut și videoul de azi, vă rog frumos, nu uitați să vă abonați la canal, să loviți foarte tare cu Scooby Snacks, butonul de like și clopoțelul de notificări ca să facă foarte tare dingy boom când mai așa alte videouri din acest mister cu Scooby-Doo. Vă mulțumesc frumos și ne revedem în următorul episod în care o să intrăm în casa asta bântuită să vedem ce doamne se întâmplă acolo și cum a dispărut profesorul Graham, no, sau cum îl cheamă, profesorul, a dispărut profesorul. No, bine, dragilor, ne revedem în videoul următor cu Scooby-Doo și noaptea celor 100 de sperieturi. Take care și pa, pa!